calce și nu. Bun. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre abuzuri asupra copiilor, abuzuri sesizate în atenția autorităților. Reamintim, în studioul Campus TV se află doamna consilier Cristina Niculescu, șef serviciu în cadrul DGSPC Buzău. Vorbeam în prima parte despre o statistică sesizărilor primite la telefonul copilului și vorbeam despre sesizările pe privința abuzului prin neglijare, abuzului fizic. Haideți să vorbim și de abuzul emoțional, doamnă. Cam câte cazuri aveți și cum se manifestă ele sau cum au fost ele regăsite? Da, în numărul de sesizări confirmate avem și această formă de abuz, abuzul emoțional. Abuzul emoțional asupra unui copil se manifestă, ca să zic așa, sau este constatat de cele mai multe ori în situațiile în care părinții nu se înțeleg, iar tensiunile și conflictele dintre ei afectează viața copilului, cursul normal și firesc al vieții acestuia. Întâlnim asemenea situații cu precădere în cazurile de violență, iar aici nu mă refer violența între adulți la acele cazuri de violență gravă fizică. E vorba și despre acele de forme de violență socială, de violență economică, de izolare socială, care, mă rog, poate sunt mai puțin cunoscute publicului larg, și, bineînțeles, cazurile de violență verbală între adulți, cazuri care de multe ori se sfârșesc cu separarea acestora, separarea părinților, generând o traumă emoțională asupra copiilor. Pentru acei copii, noi oferim servicii de consiliere, iar începând de anul acesta a fost înființat un compartiment specializat pentru consilierea copiilor și a părinților, compartiment care oferă servicii părinților și copiilor pentru toate situațiile de abuz sau violență care pot exista în familie. Este foarte important de știut acest lucru. Este un serviciu reînființat, ca să spun așa, a cărui utilitate s-a impus și în care specialiști, profesioniști din cadrul DGSPC, psihologi cu precădere, se ocupă de reechilibrarea emoțională a copiilor și, bineînțeles, de consilierea părinților pentru a evita ca acele traume generate de o formă de abuz să aibă repercusiuni pe termen lung asupra copiilor. De obicei, cazurile acestea sunt semnalate de către mame, bănesc. De mame, mai avem și situații care ne sunt aduse la cunoștință de profesioniști, și aici mă refer la reprezentanții autorităților locale, la școli, care ne sesizează când au situații în care copiii suferă, starea lor emoțională se deteriorează, iar cadrele didactice sesizează schimbări în comportamentul copiilor pe care i-au elevi și iau atitudine, ne sesizează ca să intervenim și să sprijinim împreună copilul pentru a-i curma într-un fel suferința, ca să spun așa, deși e plastic spus, pentru a-l sprijini, pentru a-l ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în propria familie, să depășească episoadele respective și, bineînțeles, pentru a consilia părinții ca aceștia să nu uite să fie părinți. Este delicat, sunt foarte convins că este foarte delicat pentru specialiștii de la DGSPC să intervină într-o astfel de situație în care oricum atmosfera este tensionată între cei doi, între mamă și tată, un copil la mijloc. Mă gândesc că sunt situații în care, domnule, ce vă băgați voi în treburile noastre, n-aveți ce căuta, lăsați-ne în pace, le rezolvăm între noi? Chiar dacă inițial atitudinea părinților, să zicem, că nu este tocmai de acceptare a sfaturilor unui specialist și a intervenției unui specialist, să știți că după o discuție mai detaliată cu ei, psihologii noștri reușesc să-i conștientizeze de rolul de părinte pe care l-au. Pentru că în problemele astea ale vieții, în, eu știu, vâltoarea vieții lor, așa, și în reproșurile pe care și le fac ca adulți, uită de cele mai multe ori că trebuie să se comporte ca niște părinți adevărați,
că trebuie să fie la fel de suportivi cu proprii lor copii și că trebuie să își înțeleagă problemele, să și le gestioneze cu responsabilitate, în așa fel încât să afecteze cât mai puțin viața copilului. Bun, suntem aproape de finalul emisiunii și mi-aduc aminte din un material pe care l-am realizat spre finalul anului cu o statistică legată de abandonul copiilor în maternitate, un număr mult mai mare de cazuri anul trecut, dacă nu mă înșel. Surprinzător, o să vă spun că nu. În maternitatea Buzău am avut doar 39. În unitățile spitalicești. Așa. În unitățile spitalicești, o să fac precizarea că nu toate sesizările venite din unitățile spitalicești din țară vizează abandonul copilului. Unele vizează doar o situație economică deficitară sau o situație socială deficitară și aici mă refer la statutul mămicii care s-a prezentat acolo cu copilul sau copiii, precum și situații medicale care au nevoie de, în care părinții au nevoie de sprijin pentru a gestiona cât mai bine situația sau au nevoie de servicii pentru copiii lor, altele decât cele medicale. Sunt și asemenea situații pe care le avem semnalate și de asta, ca să spun așa, numărul sesizărilor pe care le primim din unitățile spitalicești este ușor crescut. Dar efectiv numărul de copii care au fost părăsiți au fost 39. Iar cei care au beneficiat de un plasament la asistent maternal profesionist, adică este copil sub 2 ani, așa cum prevede legea, au fost 31. 3 dintre ei au avut nevoie de servicii medicale, medico-sociale, de specialitate. Asta înseamnă că nu au putut fi îngrijiți din motive neimputabile părinților sau mamei în locuința proprie, având nevoie de supraveghere medicală permanentă. Și am avut și situații în care copilul a revenit în familie, în urma serviciilor de consiliere, chiar dacă inițial mămica dorea ca să-l abandoneze, ca să spun așa. Mame minore? Avem un număr destul de mare de mame minore, 48, dar îmbucurător este faptul că 41 din aceste mame minore și-au luat copiii acasă. În familia proprie sau dacă aveau vârsta peste 16 ani, în familia nou formată alături de un concubin sau un soț, fiindcă, așa cum bine se știe, de la vârsta de 16 ani pot încheia o căsătorie. Bineînțeles, cu acordul familiei. Am avut și situații în care au beneficiat de protecție în centru maternal, 4 minore, serviciile de rezidență vizând în primul rând reechilibrarea mamei din punct de vedere emoțional și deprinderile de îngrijire a nou născutului, precum și consilierea în vederea reintegrării în propria familie, în familia naturală a cuplului mamă-copil. N-am vorbit ca să-mi dați vârsta cea mai mică. Am avut și situații de minore care au născut înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, adică aveau 13 și ceva. Au fost cazuri izolate și aici, din punctul nostru de vedere, putem spune că e vorba de lipsă de educație sexuală care ar trebui realizată de timpuriu, mai ales că în ziua de astăzi copiii intră la pubertate de pe la 8-9 ani și ar trebui, în mediul școlar să li se explice transformările prin care trec la vârsta respectivă, iar pe măsură ce cresc informațiile să fie adaptate, astfel încât să nu ne mai trezim în situații în care o minoră de aproape 14 ani să aducă pe lume un copil, pentru că ea însăși este un copil. Da, păi și la vârstele astea nu se întocmesc dosare penale? Ba da, trebuie să facem precizarea că întotdeauna sunt respectate prevederile codului penal vis-a-vis de întreținerea de relații sexuale cu un minor până la împlinirea vârstei de 15 ani, dar cercetarea penală și ulterior urmărirea penală este realizată de către organele de poliție, procedura respectivă,
este respectată în toate cazurile, rolul nostru este acela de a proteja minora. Pentru că interesul copilului primează în toate măsurile pe care le luăm. Doamna, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru detaliile oferite pe marginea celor discutate și lansate în dezbatere la această emisiune. Și mulțumesc succes și în activitate eu. În continuare și vreau să reamintesc că tuturor telespectatorilor să apeleze cu încredere la serviciile telefonul copilului, să nu uite că dacă un minor este într-o situație de risc, este bine să ne anunțe, să apeleze 0800 800 203. Suntem un serviciu care funcționăm permanent 24 de ore din 24. Suntem unul din puținele servicii din țară care asigură permanența și avem deja 11 ani de experiență ca serviciu telefonul copilului. Încă o dată vă mulțumesc, de altfel pe perioada întregii emisiuni a fost afișat acest număr al telefonului copilului la care pot sesiza buzoienii cazurile de abuzuri asupra minorilor. Nu evitați să apelați la autorități dacă vedeți copii în astfel de situații. Încă o dată vă mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru invitație. Celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV în câteva minute. Primarul Constantin Toma revine aici în studioul nostru la emisiunea colegii mele Magda Ionescu de ale Buzeanului. Să aveți parte numai de bine. La revedere!